facem un prank. Mara, Teo, veniți să o înveseliți pe Bri. E tare necăjită. A făcut vărsat de vânt. Mami, Briana e bolnavă? Da! Ce-a pățit Briana? A făcut vărsat de vânt. E toată plină de bubițe. Și se ia mami? Da! Vărsatul de vânt e o boală foarte contagioasă. Dar asta numai dacă... Stăm cu ea, mami, stăm cu ea. Hai să o veselim. O las pe mâini bune cu voi, sunt sigură de asta. Teo, Teo, vino repede. Am o idee. Ce idee? Hai să stăm pe lângă Bri, ca să nu și noi vărsat de mâncă, să nu ne mai ducem la școală. Și nici la grădi. Veni o nouă, mami. Cu ce te putem ajuta? Poftiți, luați-o și veseliță. Eu mă duc să pup ca să iau bube. Bebe, ce? Nu eu, eu îi dau o jucărie. Să se joace cu mine. Am nevoie de o mare brățe. Bine mă simt când mă strânge în brațe. Eu îi dau o jucărie, Briana. Ia. Briana, joacă-te cu mine. Să-mi dai și mie bubițele tale. Uite, Briana, ce faci. Trăgem în brațe până nu înghezi de tot. Uite, Briana, ce poate face să vezi. Pentru un prieten înfigurat? Ia uite, Bri, pot să-i îmbrățișez. Uite, Briana, are obrăjorii roșii ca tine. Uite, Teo, tu n-ai nicio bubă. Eu am? Nu, nu te ai și nicio bubă până acum. Cred că n-am bubat-o destul. Mara, eu am bube. Nu ai, eu am bube. Noi nu avem niciuna. N-a venit o idee. Hai să aducem pictura și să ne pictăm pe față cu ele. Și mama o să creadă că am făcut și noi vărsat de vânt. Și să stăm acasă. Îi facem un prank. Da, bună idee. Hai să aduc pictura. Dar trebuie să merg încet ca să nu mă audă mami. Teo, hai să te pictez. Avem bube! Am făcut vărsat de vânt! Ce ne facem? Acum trebuie să stăm acasă! Vai! Dar cum ați reușit voi să faceți vărsat de vânt? Am luat de la Bri! N-ai zis tu că e contagioasă? Ba da! Cum să nu? V-am spus că e o boală foarte contagioasă, pe care o luați doar dacă nu ați mai avut vărsat de vânt înainte! Păi și ce-am mai avut? Eu nu mi-aduc aminte. Nici eu. Probabil nici Briana nu-și va mai aduce aminte peste 2 ani că a făcut acum vărsat de vânt. Și în plus de asta, perioada de incubație a vărsatului de vânt este de 2 săptămâni. Dacă era să faceți vărsat de vânt, abia de azi, în 2 săptămâni, vă apăreau bubițele. Așa că ce ați zis voi? Să mă păcăliți, să stați acasă, a? Ia uite vărsatul tău, uite-l unde e. Și chiar ne la școală? Eu am, mami, eu am. Ia să văd. Nu, eu stau acasă, eu stau acasă, eu stau acasă. S-o crezi tu, s-o crezi tu. Uite vărsatul vostru de vânt. Așa că mâine la grădi. Mâine îi spăt bubele. Mâine la școală cu voi. Ce credeți voi? Că o păcăliți pe mami? Da. Da. Mami, eu simt că am febră.